Spuneți într-o frază memorabilă că a pretinde că vrei să schimbi istoria este un proiect totalitar. Une phrase mémorable que vous avez prononcée, que prétendre de changer l'histoire est un projet totalitaire. Eu vă întreb ce este un om fără simț istoric. Ma demande est qu'est-ce qu'un homme sans dépourvu de sens historique. Este bine defina simțul istoric ca fiind perceperea trecutului. Oui, le sens historique comme étant la perception du passé. Nu numai ca trecut, non seulement comme passé, ci și ca prezent. Mais aussi comme présent. Prin urmare, a te raporta la un trecut falsificat. Par conséquent, se rapporter à un passé falsifié. Înseamnă a te raporta într-un mod fals. Veut dire se rapporter d'une manière fausse. La prezent, a înțelege fals prezentul. Au présent et par conséquent comprendre d'une manière fallacieuse le présent. Întrebarea e, ce este un om fără simț istoric? La demande est qu'est-ce qu'un homme dépourvu de sens historique? Un homme dépourvu de sens historique est un homme qui a perdu ses racines. Un homme lipsit de simțul istoric este un om care și-a pierdut rădăcinile. Un homme, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa race, est toujours l'héritier de quelque chose qui l'a précédé. Un homme, indiferent de race, religie, nationalitate, este ancorat în ceva care l-a precedat. Or, le coupé de son passé, c'est le coupé de cet héritage. Al rupe, al despărți de acest trecut, este înseamnă al despărți de această moștenire. Et c'est donc, en quelque sorte, faire qu'il soit perdu dans l'espace et dans le temps. Deci e ca și cum ar fi pierdut în spațiu și în timp. Le passé, il ne faut pas en être prisonnier, évidemment. Mais il faut le passé, plaît-il. Il ne faut pas en être prisonnier. Da, de trecutul nu e vorba să fim prizonieri ai trecutului. Mais il faut le connaître pour savoir ce qu'on peut en faire, quelles leçons on peut en tirer. Ci trebuie cunoscut ca să știm ce avem de învățat de la el. Quand on se déplace quelque part, on part d'un point A pour arriver au point Z. Când ne deplasăm în spațiu, pornim dintr-un punct A pentru a ajunge în punctul Z. Or, quand on dit à quelqu'un, vous avancez sans connaître le point A, il ne sait pas où est le point Z. Și când cineva pleacă fără să cunoască originea, punctul de origine, punctul A, nu poate ajunge în punctul final, la destinație. Donc cette relation avec l'histoire est essentielle pour construire l'avenir. Ce n'est pas pour être prisonnier du passé, mais pour savoir où l'on va. Da, relația cu istoria este esențială pentru construirea viitorului. Nu este vorba să fii prizonier al trecutului, ci să știi încotro mergi. Cum explicați faptul că există o reacție atât de hotărâtă și de vigilentă atunci când vine vorba de rădăcinile creștine ale Europei? Cum expliquez-vous le fait que il y a une réaction tellement vigilante, tellement déterminée par rapport à rădăcinile creștine, aux racines chrétiennes de l'Europe? Il y a un combat en quelque sorte historique qui s'est joué en Europe, mais c'est dans un très large un temps qui va du 18e au 20e siècle. Este aici este o luptă istorică și a avut loc în Europa, mai ales din secolul al 18-lea încoace, până în secolul 20. Les anciennes sociétés jusqu'au 18e siècle étaient imprégnées de christianisme qui ont fondé l'Europe. Societățile dinaintea secolului al XVIII-lea erau impregnate de creștinism care a și întemeiat Europa. Et puis un grand mouvement social, culturel, politique, intellectuel qui
de la Révolution française jusqu'au communisme, au fond, cherche à chasser cette dimension chrétienne de l'Europe. Et après apparaît une mișcare largă care de la Revoluția franceză și până la comunism încearcă să alunge acest creștinism din Europa. Il y a cette certaine idée moderne que l'homme ne serait pas simplement une créature, mais qu'il créerait lui-même ses propres valeurs. Există acest sentiment modern că omul nu ar fi la creatură de, s'il vous plaît. La créature de Dieu. Nu este creația lui Dumnezeu, ci că și-ar crea singur propriile valori. Donc ça donne cette mentalité moderne qui veut d'une part chasser le christianisme et d'autre part que l'homme soit l'auto-créateur de l'échelle du bien et du mal. Da, pe de-o parte există această tendință de a alunga creștinismul și pe de alta de a face din om creatorul propriei scări de valori și a distincției bine-rău. Ça donne cet résultat qu'en Europe on tente à dresser comme un système de valeurs officielles, de morale, de laïque. Drept rezultat, în Europa se încearcă instituțiile europene încearcă instituirea unei morale laice. Voilà, et donc qui chasse les références chrétiennes care, de tout le discours officiel. Da, care alungă din discursul oficial, cel puțin, orice referință la creștinism. Mais c'est quelque chose, je termine, artificiel parce que le fond de la population européenne reste majoritairement chrétien. Donc, dar această atitudine a instituțiilor europene este artificială pentru că de fapt în fondul populației europene, la baza ei, populația europeană este creștină. Alors ça donne une Europe à deux vitesses avec un discours officiel qui tient pas compte du christianisme et puis une réalité dans le fond de la population européenne qui reste majoritairement chrétienne. Deci ca o Europa cu două viteze. La nivel instituțional se blochează orice referire la creștinism, dar la nivelul populațiilor, care sunt creștine prin tradiție, creștinismul rămâne viu. Și cum vedeți viitorul creștinismului în Europa? Cum o să evolueze lucrurile? Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du christianisme en Europe? Comment les choses vont-elles évoluer? Écoutez, moi je suis historien et je sais que à travers l'histoire, on a toujours observé des périodes, je dirais, d'avancée du christianisme ou parfois un petit peu de repli. Eu sunt istoric și ce pot să vă spun este că în istorie s-au înregistrat mai multe perioade în care creștinismul a progresat și evident și perioade în care a regresat. Mais donc il y a pas une situation linéaire qui soit écrite d'avance. Nu există o situație lineară, o evoluție lineară care să fie decisă dinainte. Donc il est certain que dans l'Europe, depuis les années 1970, on assiste plutôt à un repli du christianisme. Din 1970 încoace, 70, din 1970 încoace, asistăm mai degrabă la o retracție, la o reducere a influenței creștinismului. Et en même temps, contradictoirement, on assiste à des signes de renaissance du christianisme. Dar în chip contradictoriu, în același timp, avem semne ale renașterii creștinismului. Un phénomène comme les journées mondiales de la jeunesse lancées dans l'Église catholique par le pape Jean-Paul II. Aici sunt de amintit zilele tineretului, zilele mondiale tineretului în Biserica Catolică, inițiate de Ioan Paul al II-lea. Montre que des centaines de milliers de jeunes catholiques peuvent se réunir ensemble pour manifester leur foi. Da, și aici sunt, în fond, în aceste zile se reunesc sute de mii de tineri catolici care își manifestă credința. Le mouvement a été repris par Benoît XVI, ensuite le pape François, puisque les prochaines ont lieu en Pologne l'année prochaine. Da, mișcarea asta a continuat și sub Benedict al XVI-lea și sub Papa Francesco și următoarele zile mondiale vor avea loc în Polonia.
Et on voit qu'il y a une très nombreuse jeunesse qui se définit chrétienne sans honte, au contraire, qui est fière et joyeuse d'affirmer chrétienne. Et există foarte mulți tineri care nu sunt deloc rușinați că sunt creștini, dimpotrivă, își manifestă credința cu multă bucurie. Et donc cette jeunesse même est la preuve ou la contre-preuve que ceux qui disent que le christianisme est en train de mourir, non, cette jeunesse prouve le contraire. Acest tineret este chiar dovada că n-au dreptate cei care spun că e pe moarte creștinismul. Acest tineret dovedește contrariul. Aș vrea să comentați acea exhortație apostolică a Papei Francisc, numită Evangelii Gaudium, la joie de l'Evangile. Comment est, s'il vous plaît, l'exhortation se preia suveranul pontif teme ale stângii. Est-ce que le souverain pontif fait sienne des thèmes de la gauche? Non, ça c'est une vision à laquelle je ne crois pas du tout. D'abord, la méfiance à l'égard de la puissance de l'argent, elle est écrite dans l'Évangile. L'Évangile nous dit, méfiez-vous de... Asta les riches n'entreront pas dans le royaume des cieux. Il y a une thèse en laquelle nous croyons. Il y a cette neîncredere en puterea banului. Există în Evanghelie. Donc depuis toujours, l'Église s'est méfiée en soi de l'argent. On a considéré l'argent comme un moyen et pas comme une fin. Da, și biserica a considerat dintotdeauna banul drept un mijloc și nu un scop. Et depuis toujours, tous les papes, dans les temps modernes, ont écrit des textes, des encycliques pour montrer l'attention qu'il faut avoir envers les pauvres, envers les plus souffrants. Iar în epoca modernă, întotdeauna papii au scris enciclice în care au îndemnat la grija pentru oamenii săraci. Et ceux qui médiatiquement dressent une opposition, par exemple, entre le pape François et le pape Benoît XVI, je crois que c'est un mensonge. Și cine în media, mass media, pune în opoziție pe papa Benedict al XVI-lea față de papa Francisc, este probabil în eroare. Je pourrais prendre un exemple. Il y a trois ans, un tremblement de terre très violent en Italie. Un exemplu este că acum trei ani a avut loc un cutremur foarte violent în Italia. Il se trouve qu'au Vatican, le pape a à sa disposition chaque année une somme d'argent dont il en fait ce qu'il en veut. La Vatican, papa are la dispoziția lui o sumă de bani rezervată cu care face ce crede de cuvință. Et le pape Benoît XVI a fait don de toute la somme dont il disposait pour les victimes du tremblement de terre de l'Aquila. Iar Benedict al XVI-lea, în momentul cutremurului, a donat întreaga sumă victimelor și... Et ça, les télévisions n'ont pas raconté ce geste, et pourtant ça montre bien que ce pape était soucieux de ceux qui souffraient et des pauvres. Nici o televiziune n-a vorbit despre gestul ăsta, dar asta nu înseamnă că papa Benedict al XVI-lea nu avea printre preocupările lui situația oamenilor săraci și dezmoșteniți, ca să spunem așa. Voilà, donc l'opposition Benoît XVI qui serait de droite et François qui serait de gauche, c'est un mensonge, c'est faux. Voilà. Da, această opoziție între Benedict al XVI-lea de dreapta și Papa Francis de stânga este falsă. Să trecem puțin la politică. Cum vedeți, cum vedeți reacția comentatorilor din mass media franceze la întâmplările din Ucraina? Care ar fi tabloul poziționărilor? Qu'est-ce que vous pensez de la réaction des politiques français envers la situation d'Ukraine? C'est une question délicate, d'abord parce que les Français, les politiques français, souvent connaissent mal les questions étrangères et les questions du centre et de l'est de l'Europe. Este o chestie, o întrebare delicată, pentru că adesea politicienii francezi cunosc nu foarte bine situația din centrul și estul Europei. Ils tentent d'appliquer des schémas simples, c'est-à-dire défense de la démocratie, défense des droits de l'homme.
tind să aplice scheme simple, apărarea drepturilor omului și apărarea democrației. Là où il y a des lignes de fracture qui sont historiques et géopolitiques beaucoup plus profondes. Când de fapt există în aceste zone fracturi geopolitice și istorice mult mai profunde. Voilà, alors moi je pense que l'Ukraine c'est historiquement un pays qui est entre, je dirais, le monde de l'Orient, le monde de l'Occident. Ucraina este o țară situată între lumea occidentală. Et depuis toujours, c'est un pays frontière avec au fond deux identités culturelles. Și dintotdeauna a fost o țară de frontieră care cuprinde în ea două identități. Et donc la difficulté historique de l'Ukraine, c'est d'exister avec ces deux identités en respectant ces deux identités. Chiar asta este dificultatea istorică a Ucrainei, să existe respectând aceste identități, două identități. Cum ați comenta declarația lui Martin Schulz, care e și candidatul socialiștilor la șefia Comisiei Europene, că nu mai e nevoie de sancțiuni împotriva Rusiei? Cât diriez-vous de la declaration de Martin Schulz, qui d'ailleurs est candidat à la présidence du Conseil de l'Europe, de la Commission européenne, qu'est-ce que vous disiez de son affirmation qu'il n'est plus besoin de sanctions envers la Russie? Malheureusement, on sait bien que le président Poutine pratique une politique de force. Din păcate, știm că președintele Putin practică o politică de forță. Il connaît très bien les Européens de l'Ouest. Îi cunoaște foarte bine pe europenii occidentali. Il connaît donc leurs forces et aussi leurs faiblesses. Le știe și puterea și puterea și slăbiciunea. Voilà, donc il sait habilement au profit des intérêts de son pays jouer et des forces et des faiblesses des Européens de l'Ouest. Așa că știe să joace cu și cu puterile Europei și cu slăbiciunile Europei. Pe Jean-Claude Juncker îl vedeți ca pe o soluție bună a dreptei europene la președinția Comisiei Europene? Pensez-vous que Jean-Claude Juncker est une bonne solution pour la présidence de la Commission européenne? Voilà. La question est plutôt de savoir si la présidence de la Commission européenne est une bonne chose pour l'Europe. Întrebarea care se pune este dacă președinția Comisiei Europene este un lucru bun pentru Europa. Le fait que la Commission préside. Oui, c'est dans la question que je veux poser avec ironie, c'est à quoi sert la Commission européenne? Dirige-t-elle vraiment l'Europe? Îi servește Comisia Europeană și dacă ea într-adevăr conduce Europa, dirigează Europa. Je peux ajouter, moi je me sens très européen, malheureusement, je suis en même temps plein de doutes à l'égard des institutions européennes. În ce mă privește, eu sunt și mă simt foarte european, dar am îndoiel cu privire la rosturile Comisiei Europene. L'Europe est une belle idée, mais elle a du mal à exister dans la réalité et à trouver le bon équilibre entre un discours qui je vous laisse. Europa e o idee foarte frumoasă, dar care are mari dificultăți să existe, pur și simplu. Voilà un discours qui dit l'Europe existe comme unité, mais dans la pratique elle n'existe pas et ce sont souvent les réalités nationales qui l'emportent par rapport. Da, e un discurs care spune Europa este unită, dar de fapt realitățile arată că nu e așa. Aujourd'hui, l'Allemagne, qui est une grande nation, joue un rôle moteur en Europe et semble parfois diriger l'Europe. À une époque, on disait que c'était la France. Astăzi, Germania, care este o națiune mare și puternică, pare să dirigeze Europa, așa cum pe vremuri se spunea că Franța o face. Și care e, cum vedeți rolul Franței în Europa? În viitorul apropiat. Que pensez-vous du rôle de la France en Europe dans le prochain avenir? Justement, le problème de l'Europe, de la France, c'est qu'elle traverse une crise économique très grave. Problema Franței este că traversează o criză economică foarte gravă. Voilà, et que le fossé, les deux grandes nations qui ont fondé l'Europe il y a
30 ans, 40 ans même. Cele două mari națiuni care au întemeiat Europa acum 40 de ani. Erau Franța și Germania. Or, maintenant, il y a un fossé qui se creuse entre ces deux nations parce que l'Allemagne est en pleine renaissance économique. Între ele se cască o prăpastie, poate e prea mult, da. Tandis que la France, malheureusement, a de très grandes difficultés. În vreme ce Germania economic o duce bine, Franța are mari dificultăți. Donc ma préoccupation, c'est de savoir comment on va pouvoir empêcher que il y ait une rupture au fond entre la France et l'Allemagne, même si chaque pays a besoin l'un de l'autre. Problema într-adevăr este cum să facem ca cele două țări să nu intre într-o ruptură totală. Spuneați într-un articol recent că francezii par astăzi din ce în ce mai interesați de concepte precum economie, impozite, imigrație. Oui, vous disiez que aujourd'hui les Français sont très intéressés, de plus en plus intéressés dans des termes comme économie, impôts, sécurité sociale, immigration. Și mai puțin interesați de vechile concepte ale stângii. Et moins intéressé des anciens concepts de la gauche. E o reală schimbare sau il s'agit d'un changement réel ou... Je pense que c'est un changement réel, oui, il y a cred că schimbarea e reală. Voilà, les idées fortes de la gauche étaient un partage de la richesse. Or, aujourd'hui, nous n'avons plus de richesse à partager. Ideea forță, ideea principală a stângii era împărțirea bogăției. Or, astăzi, bogății de împărțit nu mai sunt. L'idée forte était que les frontières devaient être ouvertes. Or, aujourd'hui, ça crée des déséquilibres dans la société très fort. Altă idee importantă a lor era că granițele trebuie să fie deschise, ori astăzi se vede că această politică aduce mari probleme. L'idée c'était aussi que il fallait toujours essayer de rééduquer les délinquants qui au fond étaient un petit peu victimes des injustices sociales. Altă idee era reeducarea delincvenților care ar fi victime ale nedreptății sociale. Or aujourd'hui nous avons un niveau de délinquance qui montre que l'origine n'est pas nivelul delincvenței astăzi arată că nu e originea nu este pur și simplu nedreptatea socială existentă. Donc voilà, il y a en ce moment en effet la majorité des Français n'ont plus une sensibilité de gauche. Deci în ziua de astăzi într-adevăr majoritatea francezilor nu mai au o sensibilitate orientată spre stânga. Ils attendent des vraies décisions politiques, des vraies décisions de l'État. Așteaptă decizii politice adevărate, decizii la nivel de stat adevărate. Et pour l'instant, enfin les dernières élections locales en France l'ont prouvé, il y a un grand discrédit à l'égard du Parti Socialiste qui gouverne. Iar ultimele alegeri locale din Franța au arătat că Partidul Socialist se află într-un discredit puternic pentru. Pour autant, ça ne veut pas dire que les Français aient une grande confiance dans les partis de droite non plus. Asta nu înseamnă că francezii ar avea o mare încredere în partidele de dreapta. Et tout ça se traduit par une très forte abstention électorale. Iar rezultatul acestei neîncrederi este absenteismul electoral. Au fond, un grand doute à l'égard de la politique en général. Care de fapt este exprimă o mare îndoială a populației în raport cu politica în general. Et le Front National, l'extrême droite, en tire bénéfice puisqu'elle fait des résultats très importants. Iar Frontul Național beneficiază de pe urma acestui absenteism pentru că rezultatele lui cresc proporțional. Procentul. Final, v-aș întreba dintre liderii politici europeni de astăzi pe care îl vedeți ca fiind un reprezentant autentic al valorilor de dreapta. Pour finir, quel des leaders européens d'aujourd'hui pensez-vous que serait représentatif pour les leaders de droite en Europe? De dreapta, nu?
Écoutez, moi, il y a deux personnalités dans l'Europe que, dont j'admire personnellement le talent politique. Deux personnalités en Europe que leur talent politique l'admire. Il y a Madame Merkel. Il y a Angela Merkel. Qui sert les intérêts de son pays avec beaucoup d'habileté. Care slujește interesele țării sale cu multă abilitate. Il y a un autre personne que j'admire, c'est David Cameron. Și altă, un politic pe care l-admire, c'est David Cameron. Qui lui aussi sert les intérêts de la Grande-Bretagne avec beaucoup de talent. Care și el servește, slujește interesele Marii Britanii cu mult talent. Voilà, mais la question est de savoir est-ce que les intérêts de l'Europe se confondent avec les intérêts de l'Allemagne et les intérêts de la Grande-Bretagne. Întrebarea care rămâne este dacă interesele Europei pot fi cele ale Marii Britanii sau ale Germaniei. Aș mai întreba, cum vă așteptați să reacționeze Franța și guvernul lui Valls la o escaladare a situației în Ucraina? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement Valls et de la France? Quelle réaction attendez-vous si les violences en Ukraine seront escaladées? J'espère qu'ils réfléchiront beaucoup avant de prendre des décisions. J'espère que se gândească bine înainte să ia decizii. Voilà, j'espère qu'ils se donneront, qu'ils possèdent les moyens politiques de prendre des décisions. J'espère que au și mijloacele politice să ia aceste decizii. Voilà, donc je suis dans l'attente prudente. Așa că aștept cu prudență.